Partidul lui Victor Ponta are europarlamentar. O postare de astăzi de pe pagina de Facebook a europarlamentarului Laureniu Rebel l-a arătat pe acesta împreună cu fostul premier Victor Ponta la conferința Un viitor pentru Europa, organizat de Alianța Conservatorilor sublinierei Reform sublinierătilor europeni, ACRE. Mă aflu la conferința Brussels Summit 2018, a future for Europe organizat de ACRE. Nu este vorba doar despre conservatorism, este vorba despre viitorul Europei într-un moment în care se manifest nenumărate tendințe contradictorii. Mă bucur că printre cei care conferențează se afli fostul prim-ministru al României Victor Ponta. Trebuie ca în viitorul Europei să existe și România, a scris pe contul său de socializare europarlamentarul român, care public mai multe fotografii de la eveniment alături de Victor Ponta. Această postare confirmă zvonurile conform cărora Laureniu Rebega se va alătura în mod oficial partidului Pro-România, iniat de Victor Ponta și de Daniel Constantin. Rebega este de altfel cel care s-a apropiat de conservatorii europeni, grup la care este în curs de aderare, acum a anunțat deja într-un editorial apărut în publica IAU Observer. În editorialul său, Rebega vorbește de viitorul micerii pro-România, precum și de Victor Ponta și de Daniel Constantin, plus și apare la semn turca membru al noului partid.